așteptăm să asistați la un spectacol organizat de Tineretul Național Liberal în memoria marelui poet care a fost și va rămâne Adrian Băunescu. Această seară este dedicată lui, omului care a schimbat fața folcului românesc și care a adus o speranță miilor de tineri într-o epocă întunecată. Cine a mai reușit să strângă oameni pe stadioane, în săli de spectacole, prin cultură? S-a stins, dar ne-a lăsat moștenire opera sa. Ea va face istorie, indiferent de cât de controversată a fost ființa lui. Adrian Băunescu ne-a arătat o Românie frumoasă, umană, adânc spirituală. Este dovadă că această umanitate există. Ea nu așteaptă decât spirite mari care să o trezească. Pierderea poetului e o durere în sufletul fiecărui român care aprecia contribuțiile lui aduse culturii românești. Acestea fiind spuse, în continuare îi dau cuvântul domnului viceprimar Ovidiu Nemes, care va face deschiderea oficială a acestui eveniment. Bună seara! Recunosc că am emoții și aș vrea să mă adresez în primul rând organizatorilor pe care să-i felicit. Iată, poate să fie un exemplu pentru noi cei mai în vârstă decât fi. Și cred că un exemplu de urmat și pentru celelalte organizații, instituții, în Pavisietul Armației. Organizația de tineret a Partidului Național Liberal nu se dezminte, e singura activă și cea mai preocupată și de latura culturalității. Un exemplu pot să fie, sau poate să fie, ce se întâmplă în seara asta și promisiunea pe care o am din partea lor, că e prima seară dintr-un lung șir de activități culturale dedicate poeților, prozatorilor, în general oamenilor de cultură, care au marcat istoria României și au marcat pe noi. Despre Adrian Păunescu, omul, patriotul, poetul, formatorul de caractere, sunt multe lucruri de vorbit. Din păcate, noi, în general, apreciem și recunoaștem valoarea atunci când ea mai e. Mi-ar fi plăcut să fie o seară dedicată în timpul vieții sale și probabil de ce nu să-l avem chiar pe dumnea lui ca și invitat la Sfântul Armației. Dar îl simt între noi. Eu cred că această emoție o aveți fiecare. Adrian Păunescu trăiește, va trăi printre noi prin ceea ce a lăsat ca moștenire poporului lui. Vă mulțumesc! Avem un invitat special care dorește să ne povestească câte 9 minute din viața sa, petrecute în preajma lui Adrian Păunescu. Îl invit la microfon pe domnul Vasile Mustă. S-ar putea să fie o exagerare. Eu n-am fost apropiatul lui Nichita Stănescu, n-am fost prietenul lui Nichita Stănescu. L-am zărit, lui Adrian Păunescu, l-am zărit ca și pe Nichita Stănescu printre crucile cimitirului din Săpânța. Adrian Păunescu este, în imaginea mea, un om excepțional, un om de cultură extraordinară, un om cu o mare vocație culturală și un reper al, cred că și al politicii românești. Vreau să vă fac o mărturisire și s-ar putea ca lucrul acesta să se confirme în viitor. Adrian Păunescu a murit din cauza dragului de dreapta. Adrian Păunescu a susținut stânga până la capătul vieții, dar el a fost în ființa lui, în adâncul ființei lui, cred eu, un om de dreapta. Mi-amintesc foarte bine când Laurențiu Ulici a scris un text absolut extraordinar despre liberalism, și Laurențiu lui spunea Iisus Hristos a fost un om de dreapta, a fost de dreapta. Acolo a fost o întâlnire la Desești între Adrian Păunescu și Laurențiu lui și în care au discutat despre acest text. Și Adrian Păunescu n-avea argumente să-l contrazică pe Laurențiu lui. Cred că Adrian Păunescu ar fi putut susține cu mare convingere. Era un om atât de puternic și de credincios, drepte, adică tatălui lui, încât a putut merge până la capăte. El, în schimb, nu și-a trădat credința de tânăr, om care a crezut în stânga și a iubit, în sfârșit, flacăra lui. Atâta tot. Eu cred că Adrian Păunescu rămâne un poet important, mai ales în primele cărți, vorbesc de
ei prinși de ultrasentimente, iar nu de după aceea, când a ajuns pe scenă și când s-a urcat pe scenă. După ce s-a urcat pe scenă, Adrian Borescu a început să improvizeze și improvizațiile l-a dus la situații destul de uneori caragioase. Vreau să vă spun că cel mai important, unul dintre cei mai importanti critici de la RAI României, care este Eugen Simion, spunea despre Adrian Păunescu: Adrian Păunescu este un robinet deschis în care nimeni nu știe când curge apă și când curge lacrima Cristi. Din Adrian Păunescu vor rămâne două, trei cărți importante de poezie, dar nu va rămâne marea parte din urmă ceea ce s-a întâmplat pe scenă și ceea ce a improvizat Adrian Păunescu pe scenă. Cred în Adrian Păunescu ca un reper cultural, ca un om, o ființă absolut deosebită, un om excepțional, dar nu, să nu exagerăm. Noi nu putem crede în Adrian Păunescu, nu putem face poet național, pentru că noi avem unul singur, un poet național, și nici măcar pe ăla nu îl putem respecta astăzi. Nu suntem în stare să credem mai departe de Eminescu, cum poetul absolut fenomenal și ziaristul extraordinar, Eminescu seamănă ca și destin cu Adrian Păunescu. Dar Eminescu rămâne Eminescu și pe el trebuie să-l iubim, pentru că a rămas atâta carte și atâta cultură în urma lui, încât noi nu avem dreptul să-l uităm pe Mihai Eminescu și să declarăm alți poeți naționali. Îmi pare rău că am vorbit totuși prea mult, nu obișnuiesc să fac atât de multe elogii. Adrian Păunescu rămâne un poet valoros, va rămâne din el, repet, o carte, nu Cărămizile acelea negre, 53 câte a publicat, vor rămâne câteva și va rămâne un om extraordinar care a iubit, repet, să nu uitați lucrul acesta și veți vedea cât veți citi, că a fost un om totuși cu orientare de dreapta și a iubit dreapta. El știa politică foarte bună, a fost unul dintre marii parlamentari ai României. Și marile repere culturale, Adrian Păunescu rămâne un personaj excepțional prin vocație și prin destin. Vă mulțumesc tuturor! Pentru a declara deschis oficial această seară folk, Horda Flavia, Coste Bianca și Pui Miruna vor interpreta piesa Poezia, Rugă pentru părinți. Enigmatici și cu mine, terminându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor, dragii noștri, dragi părinți, cheamă-i, Doamne, înapoi.
A fost îngropată.
știu de ce. Într-o zi a murit și în altă zi a fost îngropat. De mă nu mai trag cu praștia mărăi. De mult nu mai merg la nicio îngropare. Soarele pune după niște băguri și răsare în flăcă din mare. Hei, 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 soarele apune după niște măguri și răsare în flăcă din mare. Eu fac merele și vinul a pământul an de an. Știu ce gust are veninul, nu-s voie, ci sunt țăran. Adun merele în livadă, ciocârliile un an. În vorbă-o prin baladă, iar acum pe altceva. Obora cerul pe ape, e o roată când vorbea. Se trecea munții aproape, cărea, vorbea și ea. Și zvâcnic o truca pada, greul trei sări din somn. Vrem cu țara, noi vrem pe cruzadă.
Mirele.